Deputatul Florian Nicolae și echipa pe care o conduce în cadrul PNL Giurgiu lucrează la definitivarea programului pe care liberalii îl propun giurgiuvenilor pentru alegerile de anul viitor. Aceasta după ce sondajul efectuat de curând a confirmat candidatura deputatului giurgiuvean. Astăzi știm cine este candidatul nostru pentru funcția de primar și mă refer aici la domnul deputat Florian Nicolae. Este adevărat că cercetarea respectivă a fost mai amplă, echipele noastre de specialiști din cadrul comisiilor care funcționează în cadrul partidului nostru lucrează la un program cu care candidatul și partidul nostru se vor prezenta în alegeri, pornind de la dorințele giurgiuvenilor. Tot ceea ce își doresc giurgiuvenii vom cuprinde în platforma program a noastră, a Partidul Național Liberal, cu care ne prezentăm în alegerile locale. În acest moment, Partidul Național Liberal identifică soluții în discuții purtate și cu cetățenii și dialogul cu cetățenii din municipiul Giurgiu, prin membrii de partid pe care îi avem, repartizați în toate zonele orașului. În același timp, liberalii promit o campanie axată pe proiecte concrete, una diferită de campaniile de până acum. Mai multe amănunte în ediția specială din această seară după Jurnalul de Știri.